Miercuri 13 mai, o femeie în vârstă de 40 de ani din Dolhasca a murit în condiții groaznice după ce s-a izbit cu autoturismul pe care îl conducea în lemnele dintr-o căruță nesemnalizată. Petronela Creț, în vârstă de 40 de ani localnică, se întorcea la acea oră de la serviciu. Conducea un autoturism Ford, iar moartea a venit cu 50 de metri înainte ca femeia să ajungă acasă. Aceasta a murit după ce s-a izbit cu autoturismul pe care îl conducea în lemnele dintr-o căruță nesemnalizată care circula în fața sa, iar un lemn a pătruns prin parbrizul mașinii sale și i-a străpuns zona gâtului. Femeia a avut puterea să iasă din autoturism și a ajuns până în curtea unei case, unde din cauza hemoragiei masive a decedat. Femeia a murit sub ochii unor oameni îngroziți care au așteptat ambulanța aproape jumătate de oră. Polițiștii rutieri care au ajuns la fața locului au găsit doar căruța și calul, căruțașul fugind de la fața locului. Ulterior s-a stabilit că atelajul Hippo era condus de o femeie în vârstă de 43 de ani din Gulia. Pe numele femeii a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Aceasta a fost verificată cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. Femeia va fi cercetată în stare de libertate.